Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Capricorn. Voi începe cu Crăciunul, 25 decembrie până pe 31 decembrie. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și voi începe cu acest oracol angelic. Haideți să vedem. Pentru Zodia Capricorn. Ok. A vrut să iasă. Îmi spune că veți avea parte de bucurie, da? De căldură, de o clarificare. Da? Se va face o clarificare. Va veni lumina în viața dumneavoastră și văd că veți străluci în această săptămână. Și văd foarte multă transformare pentru dumneavoastră. O mare schimbare va veni în viața dumneavoastră, la nivel de DNA chiar. Și să respirați. Îmi spune că respirația cu calmitate este hrană pentru inima dumneavoastră, pentru interiorul dumneavoastră și este hrană pentru pacea sufletului dumneavoastră, profund și calm să respirați, da? Și veți avea parte de o mare, mare schimbare. Va veni soarele pe strada dumneavoastră, veți străluci, foarte mult optimism, vitalitate, energie, Zodia Capricorn. Foarte bine și văd foarte multă intuiție pentru voi. Foarte multă deschidere. Haideți să vedem ce vor să vă transmită tarotul pentru Zodia Capricorn. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, cum va fi această săptămână magică pentru Zodia Capricorn. Văd că veți fi foarte realiști în ce privesc situațiile, realitatea, viața din jurul dumneavoastră. Văd și o foarte, foarte mare independență. Văd că veți discerne cuvintele, faptele, situațiile din jurul dumneavoastră. Le veți discerne, să spunem așa. Adică veți fi foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Și văd o minte foarte, cum să spun eu, clară, da? Veți avea parte de o minte foarte ageră în această săptămână și veți fi realiști. Dar în același timp văd că veți reprima sentimentele dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? De ce? De ce tot acest lucru? Dar oricum o să clarific. Haideți să vedem ce vor să vă mai transmită pentru Zodia Capricorn. Văd oricum că există aici o conexiune cu o persoană. Există o persoană în viața dumneavoastră care vă dă suport, vă stă alături. Văd că va trebui să ascultați persoana cu care sunteți, să ajungeți la un compromis, să ascultați punctul său de vedere, să ascultați ceea ce are de zis pentru a aduce pacea în viața dumneavoastră. E nevoie de respect pentru a fi armonie în viața dumneavoastră. Văd un compromis, un echilibru, o conexiune importantă, o colaborare. O colaborare care mergeți amândoi pe același drum, văd, mai bine zis. Aveți lucruri în comun, aveți proiecte în comun, dar în același timp văd că poate fi o diferență între voi doi, poate de vârstă, de naționalitate, de modul de a fi, da? Totuși văd că există cineva aici care va încerca să vă manipuleze. Vrea să câștige cu orice cost, adică vrea să câștige bătălia, să spunem așa. Este o persoană foarte orgolioasă. Un moment, mă scuzați. Este o persoană care va trebui să vă protejați, îmi spune, să vă protejați, să renunțați, să încercați să blocați comunicarea cu această persoană, pentru că este o persoană care doar vorbește și atât, nu face nimic altceva și vă veți da seama că anumite alegeri au fost greșite și va trebui să schimbați foaia, va trebui să schimbați strada. Va trebui să blocați comunicarea cu aceste persoane, să vă eliberați de aceste persoane negative, să spunem așa.
Haideți să vedem pentru zodia Capricorn ce vrea să mai iasă pentru voi. Dar văd că veți primi o ofertă de iubire. Cineva vă va arăta, veți primi o invitație să faceți un drum sau dumneavoastră veți face un drum, dar un drum unde vă face plăcere, unde văd cineva că va avea interes în ce vă privește și vă va arăta afecțiunea sa, vă va arăta interesele sale. Vă veți urma inima, să spunem așa, în ce privește relația dumneavoastră, iubirea dumneavoastră și văd că veți înceta să mai judecați, să mai criticați trecutul dumneavoastră. Văd că veți face un drum și în ce privește trecutul dumneavoastră, să vă reuniți cu familia dumneavoastră pentru unii dintre voi. Pentru alții văd că va trebui să renunțați la anumite prejudecăți, judecăți, critici și pe voi înși vă și alte persoane. O trezire, o renaștere, ceva vă va căuta, poate iubirea va renaște în familia dumneavoastră, relația dumneavoastră, va trebui să analizați trecutul, prezentul și pentru a ști ceea ce trebuie să faceți pentru mai târziu. Foarte multă lumină, vedeți, în viața dumneavoastră va veni. Energiile, văd că aveți și protecție, da? Și veți fi chemați la datorie. Da, veți fi chemați să vă urmați destinul. Dar văd că în același timp vor fi foarte multe, foarte multă muncă, responsabilități, stres. Cineva vrea prea mult de la dumneavoastră sau luați prea multe probleme pe spinarea dumneavoastră. E nevoie să eliminați ceea ce nu mai aveți nevoie. Trebuie să eliminați ce nu este necesar, pentru că duce la un dezechilibru și veți termina cu ceva anume, să spunem așa. Văd că veți da dovadă de înțelepciune și de forță, veți fi perseverenți în lucrurile voastre, în proiectele dumneavoastră și vreau să vă zic că nu veți avea și un pic de tribulat la sfârșitul săptămânii, să spunem așa. Dar văd că veți pune experiența dumneavoastră la bătaie, da? Pentru că văd că aveți foarte multă experiență și nu veți persevera, nu vă veți lăsa foarte ușor. Haideți să clarificăm aceste cărți pentru zodia Capricorn. Da, un bărbat, dacă sunteți femeie, un bărbat are emoțiile sau dumneavoastră ca femei aveți sentimentele. Cum să spun eu, nu doriți să vă arătați sentimentele, da? Nu doriți să vă focusați pe acest lucru. Discerneți foarte mult și o independență puternică. Sau soțul dumneavoastră, iubitul dumneavoastră, logodnicul dumneavoastră, acest bărbat poate este foarte independent și nu își arată foarte mult sentimentele. Dar văd că va fi un compromis și veți avea parte de pace, de vindecare. Da? Deci vor trece aceste lucruri. Se va face un compromis în relația dumneavoastră sau într-o colaborare. În ce privește o conexiune, vreau să zic că se va face vindecare, dar e nevoie să fiți mai atenți la situații sau la persoane. Da? Pentru că văd că vor fi un pic de contrarietăți, de dificultăți și e nevoie să fiți atenți, fiți atenți la detalii sau la persoane din jurul dumneavoastră, să ascultați și alte persoane ce au de zis, să fiți mai atenți pentru a face un compromis, pentru a aduce respect și armonie în relația dumneavoastră. În ce privește această manipulare, văd o femeie mai tânără. O femeie mai tânără, văd că va trebui să vă protejați. Dacă sunteți o femeie mai tânără, e nevoie să vă protejați. Da?
Ce privește această relație sau persoane care vă dau invitație sau în drumurile dumneavoastră unde veți fi invitat sau unde veți face, văd o persoană intrigantă care e nevoie de prudență, să spunem așa, în ce privește această persoană sau această ofertă. Este o persoană care îi place și cam să bârfească, să spunem așa, da? Deci să aveți grijă totuși la această persoană. Haideți să vedem. În ce privește această, că veți face un drum în trecutul dumneavoastră, veți merge într-o vizită la cineva, veți avea parte de o vizită, de o invitație, de o întâlnire și văd că se vor renaște, veți renunța la judecăți, la critici și veți avea parte de evenimente în viața dumneavoastră și veți fi pe frecvența acestor evenimente, veți fi atenți la aceste, veți fi prezenți, să spunem așa, la aceste evenimente. Da. Și în ce privește 10 de bețe, văd o aventură aici. O aventură, o atracție în ce privește foarte mult foc, pasiune, în ce privește o femeie străină. Poate în drumul dumneavoastră veți întâlni o femeie străină care nu o cunoaște și văd foarte multă atracție aici, o aventură, da? De această persoană străină sau de o țară străină, de ce nu? Poate renunțați la ceva nume și veți pleca în străinătate. Dar văd aici o femeie văduvă. O femeie văduvă unde e nevoie de înțelepciune și de forță, de o singurătate. Dar văd că totuși veți avea parte de vești și comunicări favorevoli. Poate veți comunica cu o femeie văduvă, poate veți, dacă sunteți femeie, poate veți termina cu un raport din trecutul dumneavoastră, poate vă simți singură, tristă, separați. Dar totuși văd că vor veni comunicări în viața dumneavoastră, vești și nu. Veți începe din nou să comunicați cu persoana iubită, da? Dacă vă veți despărți sau veți avea o discuție și vă veți simți singură și tristă, văd că veți reîncepe din nou pentru că vor fi din nou comunicări cu persoana iubită și vă veți deschide din nou în ce privește această persoană. Cu foarte mult noroc, foarte multe oportunități, cu reușită, cu victorie, da? Cu succes. Deci va fi această separare, această tristețe și va trebui să dați nevoie, să dați dovadă de înțelepciune, dar în prealabil vor veni vești bune în viața dumneavoastră cu noroc și succes, cu reușită. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii pentru zodia Capricorn. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care au nevoie de un mesaj de sfat, zodia Capricorn. Spune că nu ai nimic de ce să-ți fie teamă, nu ai motive să-ți fie teamă, ești în siguranță și această situație este sub perfectul control al Divinei Providențe și Ordinii Universale. Trebuie doar să ai gânduri și emoții de iubire pentru a te asigura că se va sfârși totul bine, în cel mai bun mod posibil, să treacă prin tine și cu tine. Să se întâmple prin tine și înspre tine. Da? Deci aveți nevoie de emoții pozitive, de gânduri pozitive. Nu ai de ce să-ți fie frică, ești în siguranță. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii pentru zodia Capricorn. Îmi spune că e nevoie să emanați iubire, armonie, frumusețe. Pentru a trăi în armonie este necesar să fiți mai expansivi, disponibili și mai gentili, educați și să prețuiți frumusețea care vă conjoară. Îngerul Zuriel, Îngerul Armoniei, te susține în drumul tău pentru a emana frumusețe, iubire și armonie.
Oamenii mei dragi, veți avea parte de acest lucru, de frumusețe, iubire și armonie. Să prețuiți tot ceea ce vă conjoară, să-i prețuiți tot ce aveți în jurul dumneavoastră. Da? Și îngerul Zuriel vă va susține în drumul dumneavoastră. Oamenii mei dragi, acestea au fost spuse, vă doresc Crăciun fericit dumneavoastră și familiei dumneavoastră, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o săptămână plină de iubire și noi ne vedem la etalarea zilnică. Numai bine vă doresc, Doamne ajută tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze, pa și la revedere!